Universitatea Valahia din Târgoviște pune la dispoziția studenților 7 cămine moderne în care pot locui pe parcursul anilor de studiu. Din 1300 de locuri de cazare, 80 sunt pentru studenții din Republica Moldova, 16 pentru spaniolii care vin cu bursă, 4 pentru persoanele care suferă de handicap și 6 camere pentru familiști. Prețurile vor fi stabilite la sfârșitul lunii septembrie. Anul acesta, ca și în ceilalți ani, avem suficiente cereri ca să ne pună în situația de a mai suplimenta camerele studenților, acolo unde se poate și permit normele sanitare, cu încă un pat. Ce prețuri aveți anul acesta? Încă nu am stabilit, dar eu sper, noi de 3 ani de zile practicăm, n-am crescut prețul la cazare, tot gândindu-ne la faptul că oamenii nu au o putere financiară suficientă ca să poată să-și permită o creștere. Și atunci am făcut noi eforturi, atât cât am putut, ne-am strâns și am lăsat prețurile aceleași. Deci de 3 ani de zile noi avem aceleași prețuri la cămin. Cazarea se face în camere de 3-4 persoane, tinerii beneficiind de utilitățile necesare asigurării unui confort decent. Sunt cămine, un singur cămin, nu au camerele studenților dotate cu nu are camerele studenților dotate cu baie proprie, cu băi proprii. În rest, toate celelalte cămine au băi proprii. Pe fiecare palier al fiecărui cămin există un oficiu care include aragaze, cuptoare cu microunde, fiecare cameră de cămin are frigider și televizor, majoritatea căminelor au internet. Atât studenții care își plătesc studiile, cât și bugetarii pot beneficia de locuri în căminele studențești. Toți studenții au dreptul la cămin, dar în regulamentul de cazare noi avem niște priorități. În primul rând intră studenții care au fost, își păstrează locul de căminizare și în anul următor. Deci studenții anului anterior, care își continuă studiile, bineînțeles, așa, au prioritate.